Rebel Rumble este un concept de muzică. Am cântat dintotdeauna atât de bine. Am um, progresat pe parcurs. Mi-am păstrat chestia asta cu desenele până la o vârstă, zic, destul de mare. Și, băi, poți să ai o reche de pafun. Deci tu o ei ușor, o ei, notă cu notă, până încep să prinzi primul sunet, La stadiul în care să avem proiecte și. Bine, tu ai de deja ai ajuns la stadiul ăla. Vreau să avem împreună proiecte și internaționale. Nu aveam cum să nu invi până la urmă și la podcast. O vedeți că e prezentă în viața mea mai mult decât absolut oricine. O spun de la început. Nu, nu e iubita mea. Nu, nu avem treabă. Nu, nu altul. sunt mama lui. Nu sunt nepoată. E ceva. E un ceva foarte mare pentru mine în viață. Și anume Rea, bineînțeles. Cu Rea am spus tot. E persoana care îmi petrec cel mai mult timp. Persoana pe care o vedeți peste tot pe live-uri. Și dincolo de entitatea ei de fetiță de 18 ani, vreau să vă spun că este o voce senzațională și, de fapt, nu mai trebuie să vă spun că ați auzit-o peste tot. Ce faci, rea? Ce să fac? Uite, veni așa puțin obosită, dar e ok. De ce ești obosită? Tu ce-ai făcut azi noapte? Păi, azi noapte am filmat primul Rebel Rumble alături ce de Ce înseamnă Chimbans? Rebel Rumble? Eu nu știu ce înseamnă. Rebel Rumble este un proiect de muzică, filmat la caol, bineînțeles, Uh, combinăm tot felul de instrumentiști, de artiști Și facem un produs foarte interesant uh, Scopul nostru este să scoatem artistul din zona lui de confort Și să facem un fel de rebeliune în muzică Dar n-am înțeles, ce e Rebel Rumble? Rebel Rumble? Ce e asta? Eu n-am înțeles din ce ai spus tu acolo Vrei să-ți fac să pe Google? Să dacă am înțeles ceva Rebel Rumble este un concept de muzică Este... Stop! Explicăm Rebel Rumble în uh, patru cuvinte. Ok. Doar patru cuvinte. Ce înseamnă pentru tine Rebel Rumble din patru cuvinte? Pasiune, muzică, nebunie și uh, ultimul, hai să mă gândesc. Păi vezi, dacă proiectul ăsta era așa de mare la secundă, răspundeai. Este un proiect mare, pot să nu răspund absolut deloc. Știu, mă, știu, glumesc cu tine, să fim un pic acid, așa, să dăm pic, bă, nu, este un proiect foarte tare, probabil că deja a apărut până în momentul când apare podcastul ăsta, probabil ați văzut muzică live în combinații dubioase de artiști, pe care nu le-ați vedea niciodată în altă parte, așa că, bă, e o muncă ter teribilă, într-adevăr, faci față, mai reziști, mai poți. Da, eu pot, sunt vie, sunt bine, mersi, duc tot înainte și mai mult și mai mult. Simți nevoia de o pauză? Nu, simt nevoia de o pauză o dată pe săptămână, sincer. Da, o dată pe săptămână de precizat. În rest, păi go. și ce, ce dracu să faci în ziua aia? Ce să faci În altceva? ziua aia de pauză? Da. Păi ce înseamnă pauză pentru mine? Dorm, mă trezesc, mă aranjez, îmi sun o prietenă, mergem la o cafea, păi ceva așa mă, mai pe lumea aceea. De când n-ai mai făcut asta? Dacă zici o dată pe săptămână. De când a început anul 2024? Bă, în cât suntem? 20? Cred. În momentul filmării? Vrei să mă uit? Da, da. Ia vezi. Suntem în 20 anuarie. Abia, deci nici n-am simțit cum a trecut luna asta, sincer. Deci, bă, da, deci noi, -am, deci noi chiar n-am luat nicio zi de pauză. Nu știu, mi, -mi se pare că acum voiam să zic la mulți ani, suntem pe 2 ianuarie La mulți ani. Da, nu, nu, adevărul ăsta e Bă, nu, eu mă simt un pic într-un burnout Dar îl gestionez bine Eu nu mă simt deloc în burnout Simt că am doar nevoie de puțin mai mult somn Și după să-mi încep din nou activitățile Dar pentru mine cel puțin ar fi bine Măcar o zi pe săptămână să am o zi așa mai de ciluială Și de ciluială ce înseamnă și fără ore de la școală De la 8 jumate Dar da, băi, la școală un... e clasa 12 Nu bă, intru în bun... detalii Fată, ce cauți la podcast? Ai bacul? Nu e adevărat Cine te-a mințit? <laughs> nu l-am cânt... acum. Acum nu? -ai la ora 7 trece spre Bulgaria. Dacă vrei îl mai prinzi. Ai timp. Am timp, da. Din nu <laughs> ai cântat, fata, de bine? A, nu. N-am cântat dintotdeauna atât de bine. Am uh, progresat pe parcurs. Cum a fost traseul ăsta? De ce muzică? Pentru că asta am ales de când eram mică. Adică... Pe mine, dacă mă întrebai când eram copil, de, pe la vârsta de 5 ani, mă, tu ce vrei să faci în viață? Mă mai întrebau părinții, mă, prietenii, în fine. eu ziceam că eu vreau să devin artistă, eu vreau să cânt și altceva ce mai vrei să faci? A, păi gen, vreau să-mi găsesc pe unul cu bani și să nu fac nimic. Băiți, <laughs> în fine, asta nu e de... E disponibil. Aveam 5 ani. <laughs> nu, credeți-vă, nu i s-a modificat prea mult creierul de atunci. Ba, nu e adevărat. Glumesc, mă. <laughs> uh, păi și ce te-a inspirat ai că te ascultai la televizor muzică, ce vrei să fii acolo sau cum? nu uh, știu da, cum, normal. trebuie să te lovești de ceva. Să deci, te inspir, eu să când vreasc. eram mică eram foarte disperată de desene și mi-am păstrat chestia asta cu desenele până la o vârstă, zic, destul de mare. Adică până eu la pe 18 la... 18 ani. <coughs> Chiar 18. Până pe la 15-16 ani, cam așa. Eu la 15-16 ani eram disperată, am fost în Paris cu părinții mei și le-am le, -am, le -am zis să mă ducă la... Uh, cum să spun, știți desenul la Miraculos, Buburuza și Motanul Noar? Este o patiserie inspirată din desen și am pus în Paris să mă ducă fix până în locul ăla că eu vreau să vă patiseria aia. Adică eu la 15-16 ani încă visam buburuze. Până în spun, momentul ăla m-au dus să... Uh... Tu, deci, dacă ar fi să-ți dau un reper muzical, așa, și unde te arunci cu vocea și ca imagine și ca mentalitate, deci mie mi se pare că te arunci direct în Delia. Pentru că ai, nu știu, un fel de inoc, arăți foarte bine Mulțumesc. și ai un fel de inocență a ta. Adică, dincolo de tot aspectul, bă, nu știu, deci pare un copil într-un corp de adult, nu știu cum, cum să zic. Da. Și se vede treaba asta și se Câteodată vede Câteodată par foarte bătrână. Bă, mai are momente, frate, încât are chestii de alea de babe, de astea. <laughs> da. Dar o vedeți în fiecare seară și pe îmi zic oamenii, copiii, să româna, bună ziua, mai mari decât mine și mă uit așa, ceva de genul. Bă, îi dau, îi, dau, băieții de la liceu, îi dau bună ziua. Îmi zic, da, credeam că ești o doamnă. Cam urât. Cam urât. Dar n-au bă de un să știe acum, Na, ce să faci, nu e vina lor. Corect. Noi facem live aproape în fiecare seară de 20 de zile. Am sărit doar două zile. Da. Și noi am făcut și 5 și 6 ore de live pe TikTok. E obositor câteodată. E. De fapt nu, e obositor în majoritatea timpului. Doar că, na, trebuie. Noi prin live-urile astea am adunat un, o comunitate niște oameni cu care ne înțelegem foarte, foarte bine și bă, vorbim zilnic. Avem îți un grup. Dau cuvântul de onoare că oamenii de pe grupul ăla încep să fie viața mea. Deci, adică aseară am fost, după ce am terminat tot și cream tot pentru podcasturile de azi și toate astea, le-am le dat un mesaj și primeam numai susținere de la ei. Da. Bă, vă mulțumesc mult. Probabil că până în momentul în care am făcut podcastul ăsta am crescut și mai mult. Ar fi super. Păi cu siguranță, dar ideea <coughs> e în felul următor îmi dau numai de la Robert, poți să mai reziști încă două ore, poți să mai faci, mai trage, mai făi, mai făi, noi te iubim da, și da, te da. susținem peste tot, pe tine și pe Rea. Mi se pare că nu e o comunitate, e o familie. Efectiv, e o familie. Este familia noastră, da. Și cu cât mai evoluează chestiile astea cu podcasturile și cu Rebel Rumble-urile, băi, aș vrea să facem la un moment dat o serie de cu Median Buzz House, dar a făcut numai cu fanii noștri, să-i să cunoaștem. Ce mișto! N-ar fi mișto să-i aducem pe ba, toți da, într loc. dar mișto. Cred că ar fi un pic periculos. Nu, la grătar. <laughs> Sau, ba da, și la grătar. Bă, să <laughs> știți că grătarul ăla de pe live, de-am zis de el, încă e valabil. În primăvară vrem să vă aducem pe toți în curte la rea acasă. <laughs> <laughs> să nu puneți câinele pe aragaz, vă rog frumos. Atât, atât, te faceți ce vreți. Nici, <laughs> pisicile. Lăsați animalele în pace, suntem pet friendly, dar, în rest, în rest, o să ne distrăm teribil. Da. Și nu glumesc, chiar îl faci. Doamne, fericit. Uh, revenind uh, la subiectul ăla care? cu când muzica, de când eram eu mică. Așa. Eu am pornit, totuși, din desene, adică mă uitam la televizor. Primul desen care m-a marcat a fost de uh, ai mei mi-au spus că eu nu mai țin minte fix momentele alea, că pe o melodie din Desen din filmul ăla, am început să cânt și mă uitam așa și făceam. Nia, 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 nia. <gângă> și pe lângă asta, le-a sp le spus și educatoarea de la grădiniță că am talent și să mă duc să cânt. Și de aici a pornit, de la 5 ani. Cât de important e talentul? Totul. E totul pentru mine. Uh, talentul? Credeam că între muzica. Nu, nu talentul, zic talentul. Care e proporția de talent și care e de muncă, întreabă asta. Care e mai importantă? Munca sau talentul? Munca. Pentru că, da, sunt oamenii norocoși ca mine care pornesc cu un talent cu o ureche extraordinară. Fără falsă mod modestie chiar. Fără falsă modestie, da, am o ureche foarte bună. Dar dacă nu lucrezi pe tehnică așa, cânti bine, dar nu nu transmiți nimic, nu faci interpretări, nu... Adică doar cânti bine, atât. Nu te deosebești cu nimic față de alții o mie, alți oameni, alți copii, alți... Nu te deosebești cu nimic față de restul. De asta este foarte important să muncești, să exersezi, să-ți crezi, cum să spun, stilul tău. În podcastul trecut pe care l-am făcut cu Ștefan, da. uh, tocmai ce le spuneam atunci că, efectiv, uh, eu am excelat foarte mult pe actorie, pe astea, pe așa mai departe, pentru că am crezut și am muncit. Dar pe partea muzicală nici, niciodată nu a fost susținut. Pe partea muzicală vocală, că pe instrumente da. am fost bine. Acum, de când ai apărut tu, tu ai fost prima persoană care a zis uh, că pot. Normal. Și uh, chiar am putut. Chestia este că oricine poate, din punctul meu de vedere. Și băi, poți să ai o de afon. Deci o ei ușor, asta. o ei notă cu notă, până încep să prinzi primul sunet. Se ia pas cu pas, cu ritmul, până încep să îl înțelegi. Se ia efectiv de la zero. Dar oricine poate. Numai că în timp, dacă faci super constant treaba asta și cel puțin o oră pe zi, ajungi la un moment dat să... Îți intre să lei iei natural. Să lei fără să mai faci Exact, fără să te gândi. gândești. Și cred că tu ești o asta persoană se aplică foarte și la pentru asta. orice instrument. Chestia asta cu. Așa e, munca. numai mai în... că vocea, că vocea e chiar ceva de la Dumnezeu neapărat. Este și un cadou de la Dumnezeu, dar trebuie lucrat. Dar poți ajunge la niște rezultate senzaționale și talentul poate apărea. Tu, deci, asta am zicea Ștefan. Că poate să apară talentul uh, după multe, 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 multe ore de practică. Corect. Poate să apară talentul și poate să fii un talent Extraordinar vocal Dacă tu muncești Extrem de mult în direcția aia da, N-ai cum e. să nu n cum să nu ajungi la un rezultat Părerea mea Sunt de acord Am avut un succes Să zicem mix spre mediu cu melodiile pe care le-am scos Până acum Fumez o țigară N-aș zice bloc. mix spre mediu poate momentul... Noi am început de la mediu spre... <laughs> Spre bine, eu, sunt, eu așa consider, n-am început din nu știu, ceva mic. Cum vi se pare în momentul în care filmăm ei podcastul ăsta, sunt 13.000 de vizionări la Fumez o țigară. Vi se pare mult? Vi se pare puțin? Are doar 3 luni de la lansare. Nu știu, să lase comentarii. Un început mic ar însemna, hai să zicem, 1000 de vizualizări maxim. Asta e un în început mic. Dar 2000 de da, vezi că n-a fost totul numai despre cât de bună e muzica. Normal. A fost totul de cât de mult am promovat-o. Asta e mai bine. Păi degeaba cânti foarte bine dacă. Chiar asta deci... vorbeam. Bă, mai simte că zilele trecute vorbeam exact de chestia asta. Bă, sunt atâția artiști în țara asta care bă, cântă dumnezeiește, care peruzează. Dar ne că e ne cântă, la ei, cântă la ei în baie. Asta Când, e problema. Cântă la ei în baie și n-au curaj să iasă în față și ascultă oamenii care le zic că e ok. Nu, no, uh, exact. Sunt e ok, ține așa, fă, fă ceva serios te limitează fă Din ceva punct de vedere artistic, da. mereu, da, absolut mereu Să se găsească persoane care o să te limiteze Părinți, prieteni, cunoștințe un, Nu știu, un necunoscut care zice a, Dacă tu te oprești în drum și te împiedici de primul hater da Înseamnă că ăla ai fost tot Mai mult de atâta nu ai putut să duci psihic Unde te vezi peste 5 ani? Departe, rău de tot de parte și fizic și metaforică. În ce sens? Vreau să ajungem, de fapt, să ajungem amândoi la stadiul în care să avem proiecte și... Bine, tu ai deja ai ajuns la stadiul ăla. Vreau să avem împreună proiecte și internaționale. Adică să nu știu, să ne ducem prin Italia, să dăm o piesă acolo, să plecăm în... Asta era chestia la care visam noi când eram plecat cu filmul. Da. Mai ții minte? o sunam pe rea și ziceam, bă, mi-aș dori să fim așa, să... eu să fiu acum acum sunt plecat în Belgia, tu să fii prin Italia, nu știu unde dracu, să ne vedem în Franța, la da, exact, să exact. facem un proiect. Acolo pe care vreau, iar un avem. punctul ăla să fim. Nu există mai, mai jos. Eu cred că vom fi în viitorul apropiat. nu știu, am o prezimțire mare cu toată treaba asta. Simt că suntem fix pe un punctul ăla culminant dar să spargem o bulă. Exact. Știți momentele alea, cadrele din filme în care urcă artiștii pe scenă, înainte să se deschidă, cum să spun, înainte să se dea și intră. Deci, simt că sunt fix în punctul ăla, sunt undeva în backstage. Și. Uh, de ușa închisă. Exact, exact. Deci, în backstage și aștept, de aștept să se deschidă ușa aia și. Pă. Păi dar nu așteptăm, că dacă aștept nu, nu se deschide niciodată Simți că sunt fix în trebuie punctul Trebuie să plecăm dreptul să căutăm cheia de la lacătul ăla <laughs> Nu să stăm să așteptăm Nu e dacă fix aștepți... Senzația aia 3, 2, 1 și fix Cioc, cioc, cine da, e Da, cioc, cioc Sper că A înțelezezi. apărut deja Da A apărut Știu, deja Știu, da. dar <coughs> Ca idee, da, nu, înțeleg ceea ce vrei să zici Bă, credeam că o să fie mult mai greu să fac podcast cu tine, că nu. te cunoști cel mai bine. Dar putem ai... să vorbim, oricum vorbim despre chestia asta ori în șir, deci... De ce să nu facem și filmată? Oricum am vorbit da. despre asta și pe live-uri non-stop și oamenii care sunt azi, pentru cei care nu ne cunosc și ajung aici random, cine știe de pe unde, pe da. podcastul ăsta, vă invităm să fiți alături de noi, pentru că nu aveți ce pierde, ba din contră, aveți foarte multe de câștigat, adică... Și vorbim și de muzică, și cum funcționează industria, și de online, și cum se rezici la hate. Corect. Mai poți să te mai înjure lumea? Da. Băgați, tată! Da, să nu fie gratuit. Vedeți că o să scoatem acum nouul nostru mărci, puteți să cumpărați un. O urâm pe rea! Dar îl cumpărați tot de la noi, să nu fie gratuit. Exact. Noi îl facem dar chiar ă, asta nu e a noastră am fi ipocris să zicem că e noastră nu, e am -un văzut film. un film în filmul cu Elvis Da. deja s-a fumat filmul putem să vorbim un pic a fost foarte motivațional dacă sunteți aici din industria muzicală mm. puteți învăța foarte foarte multe din filmul ăla de la un tip cum e Elvis care a cântat în mare proporție numai cavere melodii luate de la alții pe o imagine superbă mm. o voce bună Elvis dar nu, nu mă sparge ca voce. Elvis a avut foarte mult de câștigat prin imagine. Da, prin nebunie. că Atunci toată lumea cânta drept pe scenă, frumos ca ca la cu na Da exact. Și vine Elvis. Da, 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 da îmi place melodia lui tipul ăsta, nu-l știe nici dracu. Ok, hai, hai să, hai să o cânt, că nu erau cu royalty -uri, da. nu erau cu dălea. Deci, a, o, o cânt și pe lui, o cânt și pe lui. Și el pentru că era un mare influencer pe vremea aia, că el era un influencer, da. înțelegi ce se mai, pe preistoria lor. Lumea l-a ascultat și îl iubea pentru că era el, gen. Deci asta e ideea rea, cât de mult este în general despre muzică Și cât de mult este despre imagine E 50-50 Nu cred, ba da? eu cred că e mai mult despre imagine Eu zic că este și despre talent și despre... Asta, asta că suntem noi talentați Dar nu înseamnă că Cel puțin la mine simt că ar, că ar trebui să fie 50-50 Și imagine și Nu, nu, îți explic De ce nu e atât de mult despre muzică Eu nu vorbesc hmm. de noi Acum părerea mea Continu. Mamă, dau cu ceva de dau ăștia mici în mine Și mă aruncă pietre mine pe stradă O, o, o să dau trapul ca exemplu Este o muzică Este o muzică Nu o părerea ta, părerea generală e da, Ce da. se cataloguează? Film? Teatru? Nu, este o muzică, da? da. Are ritm, are este o muzică Cum cântă băieția? Nu zic de toți, că sunt și unii care știu să cânte uh -huh. Bă, frate, trag vers, vers cu vers în studio Adică nu sunt nici măcar nu și le învață. Trag vers cu vers, ce ești eu? nebun. A, cum, cum era? Bă, lasă, mai dă și mie o joană să mai... Uh -huh. asta, e, asta nu e muzică. Dar e catalogată ca fiind muzică și acolo e numai despre imagine. Nu mai despre ceea ce prezinți. Uh -huh. Tu poți să n -ai nicio treabă, scoți o melodie și de ce are cifre? Mai multe decât ăla care are 100 de viuri de cântă genial Dambai. Da, deci, E este industria să faci bani, practic, e vorba și despre a face bani și despre a monetiza căcatul ăsta. Da. Ce deci despre imagine, bro? Am ajuns în secolul în care dacă pe vremea lui Elvis Elvis cânta bine, atenție, da. cânta bine, nu era extraordinar, dar, bă, cânta bine și cânta live. Înțelegi? Vin copiii ăștia, pun trei melodii, dau drumul la ele, de obicei cum a fost cu Abi Talent. Talent. nu se aștepta să aibă uh, succesul ăla. Și n-a că melodia aia scoasă. Da. Intra într-un concert, o cânta de 6 ore aceeași melodie și dădea play la pozitiv. De nim o hmm. cânta playback, 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 playback. Înțelegi? Da. Deci eu consider că trăim vremurile în care cred că e 90% imagine și 10% muzică. Pe vremea lui Elvis, da, era 60-40, 60 muzică, 40 imagine. Mm -hmm. Mă rog, hai că ne lungim prea mult cu podcastul ăsta să le mai dăm și data viitoare. Dacă vreți, la fel aceeași regulă. Pentru rea, îi aici toate întrebările voastre, noi le vom nota sau vom selecta, dacă sunt prea multe, vom selecta cele mai likeuite, cu cele mai multe likeuri, da. like-uri și o să le punem pe o hârtie și o să o întreb data viitoare. Nu uitați să dați subscribe canalului nostru de YouTube TV Crashers, care datorită vouă a crescut atât de mult ca pâinea caldă în cuptor, lucru pentru care vă mulțumim și vă iubim. Follow Rea pe Instagram, Rea punctale 56. Eu Robert, pe mine deja mă știți. Vă mulțumim mult, vă iubim și ne vedem cu următorul invitat săptămâna viitoare. Pupii!